Pentru a pregăti tarta avem nevoie de 250 de grame de făină, 125 de grame de zahăr, 125 de grame de unt foarte rece, să fie de la frigider, tăiat cu bulețe, un praf de sare, un plic de zahăr cu aromă de vanilie, jumătate de plic de praf de copt, aproximativ 7 grame și un ou. Pentru umplutură avem nevoie de aproximativ 400 de grame de dulceață. Eu am aici dulceață de căpșuni. Voi puteți folosi după preferință. Într-un bol punem făina, praful de copt, zahărul vanilat, sarea și untul și amestecăm până vom obține o compoziție nisipoasă. Încercăm să încorporăm cât mai multă făină în unt. Puteți face acest lucru și cu un robot de bucătărie, dacă nu aveți răbdare să faceți la mână sau nu vă place să frământați. Pun făina pe blatul de lucru și adaug oul. Și frământ până și voi obține un aluat. Aluatul nu trebuie frământat foarte mult, doar cât să fie compact și să strângem toate ingredientele într-o singură bilă. Așa trebuie să arate aluatul nostru pentru tartă. Din cantitatea totală de aluat, lăsăm deoparte o bucată, cam atât. Pe acesta îl vom întinde. Eu o să-l întind ajutându-mă de două hârtii de copt. Eu voi face tarta într-o tavă rotundă, din aceea specifică pentru tartă, așa că o să întind aluatul rotund. Însă dacă voi faceți într-o tavă dreptunghiulară, îl întindeți după placul vostru, după forma în care o să-l coaceți. Pentru a vă ieși o foaie rotundă va trebui să întoarceți des foaia. Punem aluatul în tavă, tot cu hârtia de copt, apăsăm. Eliminăm hârtia de deasupra și vom elimina și excesul de aluat. Înțepăm tarta din loc în loc cu o furculiță și umplem tarta cu dulceața aleasă de noi. După cum v-am spus, eu am ales o dulceață de căpșuni. Dar bineînțeles că puteți folosi ce dulceață vă place vouă mai mult. Puteți face chiar cu ciocolată sau pentru o tartă mai specială puteți încerca rețeta mea de tartă cu cremă de vanilie și căpșuni. O găsiți pe canal, o să vă las un link și în căsuța cu descrieri care vă va duce direct spre rețetă. Lăsăm deoparte și ne ocupăm de aluatul pe care l-am lăsat deoparte la început. Mă folosesc tot de hârtia de copt și întind aluatul. Vom avea nevoie de niște strișe de aluat, deci o să avem nevoie să fie lungă acest aluat. Așa că eu mă folosesc de hârtia de copt. Vom tăia aproximativ 8 strișe și vom decora tarta cu aceste strișe de aluat. Puteți fi mai creativi și să decupați cu forme de biscuiți aceste forme și să decorați tarta. Eu voi forma un fel de grilaj. Nu este perfect, bineînțeles, pentru că nu sunt expertă în decor, dar va fi un decor drăguț. Am folosit 4 strișe pentru bază și 5 voi folosi deasupra pentru că mi-au ieșit 5 strișe de aluat, dar puteți folosi doar 4. Și punem tarta la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade sau cel mai bine până când vedeți că strișele de deasupra sunt rumene. Aceasta este tarta cu dulceață făcută de mine, vedeți și voi cât de bine arată. Am decorat-o cu puțin zahăr pudră, dar bineînțeles este la alegere, dacă nu vă place îl puteți omite. Eu sper să vă placă și această rețetă și să o încercați. Dacă ați încercat-o, îmi puteți lăsa într-un comentariu cum vi se pare. Vă mulțumesc mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!